la un nou canal de YouTube. Spun asta pentru că eu am mai încercat cu YouTube, adică mai am un canal care mi-e foarte drag și care e în engleză și unde pun travel vlogs, pentru că îmi place foarte mult să călătoresc. Despre ce o să vorbim în acest vlog, evident, o să vorbim despre viața în Norvegia, despre cât de greu este să te muți aici, cât de greu este să îți găsești un job, cât costă să trăiești pe lună, cât costă mâncarea, cât costă chiria, cât costă să îți achiziționezi o casă, pentru că clar sunt foarte multe, hai să le spunem, stereotipuri. Doamne, cât de rece e Norvegia, cât de rece sunt oamenii. How is to be a Norwegian surrounded by European? It's a bit much. It's a bit much. Cât de scumpă e țara asta, eu nici nu mă gândeam că o să o vizitez vreodată, adică... Da, dar o să vă spun cum am mutat aici în episodul următor. Și acum mă plimb, nu știu să spun. Un loc super interesant. Bine, n-ar trebui să merg cam așa, dar nu poți să le faci pe toate. Da. Plus că n-am mai schiat de 2 ani. Da. Așa. Acum că v-am spus despre ce este canalul, bine, probabil primii urmăritori o să fie dragii mei prieteni, care clar mă știu. Dar numele meu este Amalia, Amalia Pop. Da, Pop e un nume tare popular la mine prin Maramu. M-am născut într-un sat, se numește Cetățele. Așa, acolo am copilărit. Ai mei, mare parte agricultori, am dat la sapă până m-am săturat, fânt și alte chestii. După aia, în sfârșit, am scăpat în clasa a noua. Am făcut liceul la Gheorghe Șincai, Baia Mare, după care m-am dus la facultatea de la Cluj, la comunicare și PR. Da. Unde am absolvit în 2015, iar în 2016, printr-un noroc, să spunem? Nu noroc. Da, în fine, în 2016 m-am mutat în Norvegia, unde am cam rămas. And again. And again. You are right-handed, like us. So kick those toes in. Huh? Really kick your toes in. That's it. Okay. I got that one. That sounds good. Kick those toes right in, straight on, that's it. Now stand up on the foot. Hi there.
ceva interesant, o să încerc să fac cât mai multe interviuri, atât cu români care trăiesc aici, cât și cu norvegieni. Da, deci sper să vă placă și dacă sunteți interesați, n-aveți decât să vă abonați și să dați un share, nu știu, trimiteți video unui prieten care poate vrea să viziteze această țară, dar îi este teamă de prețuri. Mai am un singur lucru să adaug. M-am decis ca la finalul fiecărui vlog să vă las un video sau un canal sau un articol foarte interesant care să vă inspire. Pentru primul vlog am ales ceva foarte reprezentativ pentru stilul scandinav, zic eu. Este o tipă din Suedia, numele este Jona Inton. Poate ați mai văzut videouri sau cântece compuse de ea. Da, și vă recomand canalul ei. N-are sens să vă spun mai multe. Vă las cel mai important link în descriere. O să vă placă maxim. Pe data viitoare și o să postez video-uri fiecare marți seara cândva. Vedeți voi. Pupici! Haide!